Este cringe doar până reușești. Știți ce am văzut azi pe stradă? Erau două fete care făceau un TikTok. Au venit așa doi hândrălei și au început să râdă de ele, să facă mișto. Și alea s-au simțit prost și au plecat. Totdeauna este cringe până ți iese. După aia este cool. Crezi că vreun influencer nu a fost cringe la început? Crezi că este cineva care a început să facă ceva la care nu se pricepea și nu a simțit că e cringe? Eu am fost fotograf câțiva ani de zile când m-am apucat de asta. Eram cringe as fuck. Trebuia să dau mesaje la oameni, să-mi fac portofoliu. Zic de alea cu poți să-ți fac și eu, te rog, niște poze pentru portofoliu? Pozele mele nici măcar nu erau bune la început. Când am ajuns să trăiesc din asta, am mai fost cringe? Nu. Când m-am apucat prima dată de MMA, dus acolo în sală, erau numai băieți, am singura fată, vreau să învăț să mă bat. Cringe as fuck. Aia am suportat. Am mers în fiecare zi în continuare. Până n-am mai fost cringe. Chiar crezi că cineva care s-a dus într-un loc nou despre care nu știa nimic sau cineva care încearcă să facă ceva nou, nu se simte cringe? Nu se gândește că, bă, oare ce fac eu aici și ce caut eu aici? E greu să faci lucruri noi, dar le faci pentru că în final merită. Că vrei să-ți faci TikTok-ul pe stradă, fă-ți-l, fata mea. Dacă vrei să